Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de știrile prote interneturilor. Titlurile subiectelor de astăzi. Astăzi avem o veste foarte tristă. Încă o vedetă care ajunge sub influența drogurilor, după micul Pip, sucul lumii și după Pepene. Marica a declarat că se alătură nouă Party Boys pentru un remix la piesa TFC de la Nane și Ian. Imogen mare neveu ce-i dă unui consilier de la primărie. Astăzi, prea iubitul nostru cântăreț de muzică lăutărească, Ștefanel de la Craiova, a fost filmat în timp ce încerca să-și desfășoare actul artistic, dar localnicii spun că s-ar fi aflat într-o stare deplorabilă. Bă, dar ce-am stat bine? Într-un trigger! După ce am înțeles, se preconizează că el ar fi consumat Space. Ai luat Space? Ce dracu ai făcut? Fanii au început să-l încurajeze pe social media, astfel încât să nu fie ultimul ghee pe care l-a făcut. Îi urăm să-și revină curând și să aibă parte de șeptari! E prea nebun. Ciprian Marica a lansat acum două zile un trailer pentru noul său videoclip muzical. În care ai făcut-o bine? E dat bine? Nu. Ți-am făcut cuar! O știe toată strada! Putem spune că ia că am fătut coarda. O să zic asta pe post? Nu, în pula mea. Suntem chiar acum live cu doamna care a jucat rolul coardei. Hai să vedem ce are de spus. Bună ziua, doamna Muntean! Ce face? Sunteți bine? Ok. Trecând mai departe. Cunoscutul vlogger buzoian, Marius Neagu Ionuț, sau după pseudonimul Imogen, face furor pe internet după ce s-a costumat în Activistul Buzoian, un youtuber din Giurgiu, și s-a dus la primărie pentru a face scandal. Deci permite ție să dai mine. Dar n-a scăpat așa ușor pentru că a fost foarte rapid găsit de autorități și pus să culeagă Steve. Ștevie. Aici scrie Steve. Acum haide să trecem la sport. Bună, Andreea! Bună, Silviu, și bună ziua tuturor telespectatorilor! Astăzi vom vorbi despre campionatul haioșilor de pe TikTok. Echipele favorite din acest sezon sunt ale... Cum? Ale... A? Al... A. Ce zici cu aia? Cum adică că stau crăcănată, nu-ți convine? Zic cu aia, nu-ți convine? Și... Cred... Cristi Munteanu? What are you doing, step bro? Ok. Și ceva eu am plecat. Nu, nu merită. Nu, am un salariu de căcat, chiar. Nu merită. Da. Bună ziua tuturor! Astăzi la vreme. Astăzi în Los Santos vom avea o maximă de 30 de grade. Va bate vântul puțin, dar în general este însorit. Ce e, bă, Los Santos? Los Santos? E un oraș din San Andreas. Luați-l, bă, de acolo. De ce?
frumos. Te fut eu într-o zi, Silviu. Au târfe ca la meme ale schimb într-una ca tradiția ale schimb coaie tranziția, muie târfe coaie și poliția. O trimis acasă expediția, nu te fut dacă nu schimb poziția. Te rog nu mai face apariția, lasă-mă în pace cu ambiția. S-a făcut cu coar, yeah. O știe toată strada.